Lovituri pentru Livia Stanciu. Decizia de condamnare a primarului Gutun, anulat de Cluj. Magistrații Cluj au admis cererea de revizuire formulată de primarul Mircea Gutun, desfinând decizia de condamnare a acestuia, pe care completul Liviei Stanciu o administrase în 2010, anunță Antena 3, care citează Lujuro. Decizia înaltei curi este definitiv. Minuta. Admite cererea în temeiul articolul 465 alin 11 lit. BCPP de revizuire formulat de revizuentul Gutun Mircea împotriva deciziei penale 273/2701.2010 în altei curii pronunat în dosarul 698/57/2008. Desfinează decizia penală numai cu privire la revizuentul Gutun Mircea și dispunere judecarea cauzei de C3 instana de recurs, fixează termenul la data de 14 mai 2018 cu citarea pereilor. Decizia este definitivă. Lovituri grea. Judectorii CCR au decis, Comisia SPP, neconstituțională apteit. Amintim ce Mircea Gutun a câtigat la CEDO, iar hotărârea consfinete nelegalitatea hotărârii de la ICJ de condamnare a primarului. Din punct de vedere procedural. Hotărârea CEDO consfinete nelegalitatea hotărârii de la ICJ de condamnare. Hotărârea CEDO deschide calea unei posibile acțiuni în revizuirea hotărârii de condamnare. CEDO nu poate să desfineze hotărârea de condamnare, care se poate face pe calea unei acțiuni de revizuire. Intentarea unui proces cu tot ce înseamnă el. Această acțiune în revizuire se poate face în 3 luni de zile de la data publicării hotărârii CEDO în Monitorul Oficial. Acțiunea se depune la instana acelei hotărâre se atac, adică la înalta curte, iar hotărârea care se va pronuna este definitiv. Va fi un proces în toată regula, finalizat cu o decizie, prin care se poate admite sau respinge cererea de revizuire. În opinia mea, ar trebui admis cererea și desfinat hotărârea de condamnare, eventualitate în care practic se reia rejudecarea recursului DNA, a declarat avocatul Octavian Fieroiu pentru Vocea Vâlcii.